Mergem acum la aeroportul internațional Chișinău, acolo unde unui cetățean străin nu i s-a permis intrarea în Republica Moldova și a atras mai multe focuri, rănind astfel un polițist de frontieră. La fața locului este și colega noastră, Angelina Ungureanu, care ne spune mai multe detalii. Angelina, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Vadim! Bună seara, doamnelor și domnilor! În aceste momente ne aflăm lângă aeroportul Chișinău Internațional, unde, cu puțin timp în urmă, un cetățean străin a deschis mai multe focuri de arme. Autoritățile confirmă că incidentul s-a soldat cu două victime. Preliminar ar fi vorba despre un polițist de frontieră care a fost rănit. Cât ține despre a doua persoană, încă nu se cunoaște nicio informație. Aici, la fața locului, au intervenit 10 de echipaje de poliție, de pompieri, echipaje de pe ambulanță. Chiar cu puțin timp în urmă, aici au intervenit și 10 de angajați ai batalionului cu destinație specială Fulger, care încearcă să pătrundă în interiorul aeroportului, unde cetățeanul străin s-ar fi baricadat într-o încăpere. Deocamdată nu se cunoaște câte persoane ar fi fost luate ostatici. La fel, accesul în zonă este îngrădit, iar toți pasagerii care urmau să zboare au fost evacuați. Oamenii sunt la câțiva metri distanță de aeroport. Deocamdată nu prea cunoaștem informație, însă cu puțin timp urmă aici s-au auzit din nou focuri de armă. Autoritățile ne-au spus că vor reveni cu mai multe detalii în scurt timp. Noi vom fi aici la fața locului, iar cu alte detalii vom reveni ulterior.